Spitalul și-a reînceput activitatea, suntem pregătiți să primim pacienți, avem 10 paturi pe secția de ATI și 10 paturi pe secția de boli infecțioase, cu posibilitatea de extindere la 30 de paturi în funcție de situația epidemiologică. Așa arată secția noastră de boli infecțioase. Sunt saloane în dreapta și în stânga, cu câte două paturi fiecare, cu grup sanitar propriu, aer condiționat și toate condițiile pe care le putem oferi pentru binele pacienților. Cum sunteți acum? Astăzi sunt mai bine. Deci mai bine. Ieri am pierdut cunoștința acasă. Cu cine stați dumneavoastră acasă? Cu cine locuiți? Cu soțul, a venit din concediu acum. Și fata de 17 ani jumătate. Spuneți-mi, v-ați vaccinat? Nu. Nu v-ați vaccinat. Soțul? Nici soțul. Nu ne vaccinăm. Nu vă vaccinați. Cum v-ați plătit ceva? Mâine. Da. Cum de te-ai îmbolnăvit? Ai avut simptome ceva? Alaltăieri. Da, am avut febră și frisoane. Dar și... după ce mi-au făcut testul pe PSI-ul, sau cum se cheamă. Ți-au făcut testul PCR. Da. Te-au depistat că ești pozitiv COVID. Vaccinat ești? Te-ai făcut vaccinul? Nu te-ai făcut vaccinul. Speriat de situația asta, de faptul că ai făcut COVID? Nu știu ce se întâmplă cu mine, dar m-am liniștit acum și acum sunt bine. Acum ești pe mâini bune. Da. Bine, probleme cu somnul, ceva în perioada asta? Nu. Să nu poți să odihnești? Nu, chiar mă odihnesc bine. Preocupări? Nu. Acum, în momentul ăsta, de când ai venit la noi în spital? Nu, doar aștept să mă fac bine.